Zen în carne și oase. 101 povestiri și coanuri. Chinezul fericit. Oricine se preumblă prin cartierele chinezești din America poate să vadă statui ale unui bărbat vânjos cărând un sac de in pe umăr. Negustorii chinezii spun chinezul fericit sau Buddha care râde. Acest hotei a trăit în vremea dinastiei Tang. Nu-și dorea să fie numit maestru Zen, ni să adune în jurul său mulți discipoli. Nu făcea decât să umble pe străzi cu un sac mare în care punea daruri, dulciuri, fructe, ori gogoși, oferindu-le copiilor care se strângeau în jurul lui în joacă. A creat astfel o grădiniță în stradă. De câte ori întâlnea un adept Zen, întindea mâna și zicea: „Dă-mi un bănuț!” Iar când cineva îi cerea să vină la un templu pentru a transmite învățături și altora, el iarăși zicea: „Dă-mi un bănuț!” Odată, pe când se îndeletnicea cu munca lui, constând mai mult în joacă, i-a ieșit în cale alt maestru Zen care l-a întrebat: „Ce înseamnă Zen?” Pe dată hotei și-a lăsat sacul să cadă pe pământ ca răspuns tăcut. „Atunci”, a zis celălalt, „care este întruparea Zenului?” Cât ai clipi, chinezul fericit și-a pus sacul pe umăr și și-a văzut de drum. Un Buddha. În epoca Meiji trăiau la Tokyo doi învățători eminenți, foarte deosebiți unul de celălalt. Unul dintre ei, Unsho, care preda Shingon, respecta cu strictețe preceptele lui Buddha. Niciodată nu bea alcool, nici nu mânca după ora 11 dimineața. Celălalt, Tanzan, profesor de filozofie la Universitatea Imperială, nu dădea importanță preceptelor. Când avea chef să mănânce, mânca, iar când avea chef să doarmă, în timpul zilei dormea. Într-o zi, Unsho a mers în vizită la Tanzan, care tocmai bea niște vin. Și doar se presupune că pe limba unui budist nu trebuie să ajungă niciun strop din această băutură. „Bun venit, frate!” l-a întâmpinat Tanzan. „Vrei să bei ceva?” „Nu beau niciodată”, a răspuns Unsho solemn. „Cineva care nu bea nici măcar o picătură nu-i uman”, a zis Tanzan. „Spui că sunt inuman pentru că nu consum băuturi care îmi bată?” a exclamat Unsho mânios. „Atunci, dacă nu sunt uman, ce sunt?” „Un Buddha”, a răspuns Tanzan.